găsit, dragi telespectatori! Invitatul nostru este domnul Cătălin Ivan, fost europarlamentar și o personalitate marcantă a clasei politice românești. Dar nu numai atât, este și președinte, fondator al Alternativei pentru Demnitate Națională. Bine ați venit în emisiunea Povești de Viață, domnule Cătălin Ivan. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și, cum să vă spun, când mi-a zis că vom discuta despre viață, mi-am dat seama că, fiind prins în ritmul ăsta foarte accelerat al vieții de zi cu zi, nu m-am mai gândit, n-am mai avut timp de amintiri, n-am mai avut timp să mă uit în urmă, să mă reconectez la copilărie, la momente importante ale vieții, și stăteam și mă gândeam, ce vom vorbi? Pentru că am nevoie de puțin timp să-mi aduc aminte, să-mi dau seama că aproape că nu ne mai aparținem. Suntem atât de ocupați, totul este atât de important, întotdeauna este altceva mai important de făcut, întotdeauna sunt alte priorități și îi lăsăm pe cei dragi, pe planul 2, familia, părinții, ceea ce este, din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală. O facem inconștient, o facem cumva crezând că tot ceea ce facem noi are legătură cu ei și o facem pentru ei, dar nu este adevărat. Eu cred că timpul ăsta pe care nu-l petrecem cu cei dragi, timpul pe care nu ni-l alocăm să ne aducem aminte, să retrăim momente frumoase, e un timp pierdut și costul este foarte mare. De aceea vă mulțumesc foarte mult că am ocazia să mă reconectez. Să călătorim în povestea vieții dumneavoastră, pentru că scopul acestei emisiuni, dragi spectatori, după cum te știți, acesta este. Să ne întoarcem în timp, să călătorim așa în viața noastră, pentru că în dialogul pe care îl avem, o să vedeți că vor veni toate de la sine. Nici nu o să facem vreun efort. Vom deschide mai multe sertare. Efort, ca să vă aduceți aminte. Sunt curios ce găsim prin sertarele. Haideți să vedem. Deci, de unde sunteți? Sau mai bine spus, cine este omul Cătălin Ivan? De unde veniți? De unde sunteți de origine? M-am născut în Galați, dar am trăit în Brăila până la 18 ani. Tatăl meu fiind ofițer la Marina Militară, unde se ducea cu unitatea, acolo ne duceam și noi. Până la 18 ani a fost în Brăila, a avut funcții foarte înalte în Marina Fluvială, iar eu mi-am trăit copilăria prin unitățile militare. Deci, deși n-am făcut armata, sunt, cred că, prima generație care a scăpat de armată. Pentru că după 90... Da. Aș putea spune că totuși am făcut mai mult armată decât alții, pentru că am trăit... Da, l-am avut pe tatăl meu ofițer militar, dar am și copilărit în unitățile militare. Dar a fost greu, pentru că atunci când vorbim de armată, de marină, de toate aceste, să le spun, instituții, sau cum să le spun, sunt de fapt instituții ale statului român, nu? Există o anumită disciplină. Tatăl cum era? Era autoritar? V-a impus anumite reguli încă de mic copil? Noi suntem doi frați, la casa părintească. Eu mi-aduc aminte, cred că eram clasa a 5-a, când a venit tata acasă și ne-a chemat pe amândoi și ne-a spus, din momentul ăsta sunteți bărbați. Suna bine, dar nu înțelegeam. Ideea era că avem libertate de a face ce vrem noi să facem, dar răspundem pentru ceea ce facem. Ne asumăm și consecințele. Și atunci n-am înțeles foarte bine, dar în timp acest mod de a ne educa, de a ne asuma consecințele a ceea ce facem, de a avea responsabilitate totală asupra acțiunilor noastre, ne-a format într-un anumit fel. Da. Și mi-aduc aminte că, apropo de educația primită de la părinți, nici eu, nici fratele meu n-am fost pedepsiți pentru altceva decât pentru minciună. Dacă greșeam și recunoșteam și explicam, scăpam. Era cel mai bine. Dacă mințeam, sau dacă mințea unul dintre noi, și la o încurcam amândoi. Da, da.
acest mod de a ne educa, să spunem tot timpul adevărul, să ne asumăm ceea ce facem, m-a făcut puțin defect pentru politică. Nu m-am potrivit tot timpul în contextul în care am activat din punct de vedere politic, pentru că în politica este și arta de a ascunde adevărul, de a-l ocoli, de a-l interpreta în așa fel încât să-ți fie ție favorabil. Iar eu nu știam lucrurile astea, eu nu am fost crescut așa. Da. La mine dacă e albă, e albă, dacă e neagră, e neagră. Și dacă toți spun că e albă, iar eu văd că este evident neagră, sau nu, dacă șeful spune că e albă, iar eu știu că e neagră, eu mă simt obligat să spun. Iar de aici am avut multe de pătimit, ca să spun așa. Da, că aveți o experiență politică destul de mare, ani buni, de ani buni faceți asta. Și totuși acum, la vârsta pe care o aveți, probabil după cât timp? Aproape 20, aveți 20 de ani de politică? Sau vă apropiați? 17. Deci vă apropiați cu așa. Da. Spuneți că dacă ești corect, ai o viziune așa cum sunteți dumneavoastră crescut, nu prea este bine? Ba nu, eu cred că acesta este drumul corect. Că eu asta mi-aș dori să fie. M-am săturat, de asta am ajuns, probabil, unde a ajuns România. De aceea am plecat de unde eram și sunt într-un nou proiect cu oameni care gândesc la fel ca mine. Eu cred că datoria ta de persoană publică este să-ți asumi responsabilități, să fii transparent, să fii corect cu cei cărora le ceri votul, pentru că nu le ceri votul odată și gata. Ei păcălit și nu te mai duci la ei. Dacă vrei să faci o carieră politică pe termen lung și o iei ca pe o vocație, ca pe o datorie, ca pe o trăire, ai ceva în tine care te obligă, nu te lasă să nu te implici. Da. Am vrut de foarte multe să mă las de politică. Vă fac acum o destăinuire. Înțeleg. Dar n-am putut. N-ați putut. E ca un virus, tot vorbim de virusuri, dar nu este doar atât. Pentru unii dintre noi este această vocație de a te implica în viața comunității, de a încerca să schimbi lucrurile în mai bine. Nu poți să faci lucruri mai bune pentru ceilalți mințind, furând, păcălind, speculând într-un mod foarte la limita legii, conjuncturi, pentru că acest mod cameleonic de a te strecura prin politică, prin viață, până la urmă vine cu un cost. Oamenii te cred odată, te cred și a doua oară, dar deja a treia oară nu te mai cred. Dar ce te faci când te lupți totuși cu mentalitatea, aș spune din nou, poporului român? Pentru că totul pleacă de la educație, mentalitate și de multe ori parcă sesizez eu că românilor le place să audă de la politicieni ce vor să audă. Ceva de genul, dacă tot mă minți, că știu că mă minți, măcar minte-mă frumos. Cum facem să corectăm aceste lucruri? E adevărat, avem nevoie de timp, investim mult timp, dar asta înseamnă că cei care investesc acest timp să fie oameni corecți și să nu se abată de la regulă. Atunci nu mai știu dacă e politică. Ridicarea standardelor și a așteptărilor oamenilor de la clasa politică se construiește din două sensuri. Pe de o parte, pe măsură ce în politică se implică oameni de mai bună calitate, mai bine pregătiți, mai serioși, mai responsabili, mai corecți, cei care merg să voteze și cei care urmăresc politica înțeleg că se poate mai bine. Da. Și apare speranța. Pe de altă parte, dacă oamenii s-ar... Eu sunt adeptul votului obligatoriu. Pentru că este o relație direct proporțională între calitatea celor care ne reprezintă și numărul celor care votează. Cu cât votează mai mulți oameni, cu atât calitatea celor care ajung să ne reprezinte crește. Pentru că avem astăzi în România peste 60% care nu merg la vot. Foarte mult. Pentru că nu cred în clasa politică. Dar dacă acei oameni ar fi obligați să meargă la vot, n-ar vota oameni mai slab pregătiți decât ei. Sunt de acord. Și atunci, automat, ar crește presiunea pe toate partidele din România, mai mari, mai mici, mai vechi, mai noi, să scoată în față oameni
cât mai bine pregătiți pentru că n-ar mai lua voturi. Eu mâine aș introduce votul, votul obligatoriu. Cred că e nevoie de modificarea Constituției, pentru că acolo este precizat. Tinerii au dreptul legal de vot de la vârsta de 18 ani. Și da, atunci avem dar o problemă. Nu este o obligație, este doar un drept. Bine, e adevărat. Eu l-aș, l-aș introduce ca o obligație. Bună. Da, 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 nu este obligație. Da. Pentru că faptul că ceilalți nu dau vina pe ei, da, dar faptul că 60% nu votează, mă afectează și mie viața de zi cu zi, de pentru zi că zi. Ajunge ca țara asta să fie condusă de oameni cu o pregătire îndoielnică, de o calitate morală, da, discutabilă și atunci automat toți trăim mai prost. Știți ce am vrut să precizez de fapt spunându-vă vârsta? Mergând în școli și vorbind cu liceenii, am constatat că în mare parte doresc schimbarea vârstei de vot, adică de la 16 ani. Am rămas surprinsă să văd copii de 16 ani plângându-se că ei ar fi dorit să meargă să voteze și nu pot pentru că legea le interzice. Și zic, uite, avem eu o aș speranță. Coborâ. Eu aș coborâ și vârsta de vot la 16 ani și nu mă bazez pe studii, mă bazez pe experiență directă. Am fost în licee, da, și am avut, da, discuții cu elevii pe diferite subiecte. Da. Dar discuții atât de profunde, de serioase, cum am avut în licee, eu n-am avut în politica românească. Vedeți. Și atunci, da, mi-am dat seama că acolo este o energie pozitivă. E o, da, e o dorință de a face, e o foame de informație corectă. Sunt foarte preocupați. Sunt mai dezamăgiți decât părinții lor. Nu știu ce se întâmplă după aceea că îi, da, pierdem, da, dar acolo, în liceu, la vârsta aceea, da, până la 18-19 ani, sunt extrem de interesați, sunt ca un burete, vor să știe, au păreri, da, au soluții. Este extraordinar. De aia aș coborâ inclusiv vârsta legală la care ai dreptul să candidezi pentru o funcție. De ce astăzi ai voie să votezi de la 18 ani, dar poți să candidezi de la 24? Foarte mult. Sau mai sus. Da, da, da. N-are sens. Dacă sunt responsabil când mă duc să votez, atunci... Dă-mi oportunitatea să demonstrez că sunt. Atunci înseamnă că sunt, da, responsabil, să, da, adică am pregătirea necesară, maturitatea, da, 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 să ocup și o funcție, uite, publică. Uite, elemente importante pentru Parlament. Chiar abia aștept să vină 6 decembrie să ne apucăm, da, de, da, treabă. Da, da, da. Da, pentru că dumneavoastră, așa cum spuneam mai devreme, sunteți fondatorul unui partid nou, dar care candidează pentru Parlamentul României la demnitatea de deputat. 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 Una de dintre unde? În Iași? În Iași. În Iași. Locul 1 la, da, Camera Deputaților în Iași. Da. Problema nu e cea mai gravă. Avem atât de multe probleme, am discutat până, da, săptămâna viitoare despre toate problemele grave pe care le avem în România. Dar faptul că astăzi în România nu avem democrație, nu avem nici libertatea de a vota, nici libertatea de a alege, drept, da, constituțional, nici de a fi ales. Sistemul electoral e gândit în așa fel încât doar partidele parlamentare au șansa să candideze, să-și facă o campanie vizibilă, să ajungă cu mesajul lor la oameni și să obțină voturile. Nimeni altcineva. De la modul cum sunt finanțate partidele politice, de la legea electorală, cine are dreptul să intre în biroul electoral central, cine are dreptul să intre în biroul electoral județean, în secțiile de vot, sunt doar ei. Da, da. Astăzi, și sunt foarte puțini cei care știu asta, partidele din Parlament primesc subvenție de la stat, din banii noștri ai tuturor, da, da, ca să-și susțină activitatea, dar practic ca să poată să facă, da, 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 campanie electorală. Sunt 181 de milioane de lei, bani pe care îi primesc, da, ca să nu facă nimic în contrapartidă, ci doar să se, da, conserve, să se perpetueze pe funcțiile pe care le au. Gândiți-vă că partidele care sunt primele două din, nu le dăm nume pentru că nu, nu despre asta, nu este vorba, au primit subvenție mai mare decât profitul Ford în România. Deci compania, o companie constructoare de auto, care construiește automobile și comercializează autoturisme și are forță de muncă, investiții,
echipamente, tot ce înseamnă producție, are profitul similar cu al unui partid politic care nu face concret nimic. Pentru că deputații și senatorii pe care iau în Parlament sunt plătiți, primesc salariu, primesc diurnă și tot ce primesc, apoi consilieri județeni, câți au, consilieri locali, aleși locali, iarăși sunt plătiți de statul român, nu există nicio logică pentru care partidele din Parlament să primească o sumă atât de mare de bani pentru nimic. Dacă emisiunea aceasta ar fi politică, cred că aș intra și eu în niște discuții și niște ofuri ale mai departe, mele, da. Astfel încât, știți, la un moment dat chiar mi-aș dori să-mi spun și eu nemulțumirile mele, pentru că avem nevoie de multă schimbare, inclusiv cu privire la clasa politică românească. Da, așa este. De la principii, plecând de la principii, de la valorile în care cred sau nu, nu, în fine. Dar oricum ne mai revenim, dar haideți să ne întoarcem în copilăria dumneavoastră. Pentru exact. Că e adevărat, tatăl dumneavoastră v-a crescut în acest spirit militaresc, aș putea să spun, dar în egală măsură v-a crescut și cu dragostea de țară. Și e un lucru de mai pomenit. E adevărat, sunteți doi băieți, da? Doi frați. Da. Cum a fost copilăria? Ce v-a rămas așa? V-a marcat ceva profund? A fost o copilărie frumoasă? Cum a fost? A fost viața de copil. Superbă. N-am ce să reproșez. Adică nu e ceva ce a schimbat din acea perioadă. Dar ca să mă gândesc așa la momente importante. De exemplu, m-au marcat întotdeauna, deși n-am făcut armata, blocul unde stăteam noi era la marginea Brăilei, pentru că acolo au primit repartiție, pentru că trebuiau să fie aproape de unitatea militară. Da. Așa se dădeau atunci apartamentele pe vremea lui Ceaușescu. Da. Bulevardul de la ieșire din Brăila ducea probabil către zonă de antrenamente pentru soldați și instrucție, cum se numește. Da. Da. Și treceau prin fața blocului și treceau de cele mai multe ori în pas de defilare și cântau cântece ce patriotice. Frumos. Și am crescut cu treceți batalioane române, Carpații, așa doar ca să... Imnul ADN este compus de mine cu un prieten, cu Damian Drăghici. Noi am compus imnul pentru formațiunea pe care am pornit-o și are două teme muzicale. Una de la mama, una de la tata. Prima, mai lentă, este de la Tezaur Folcloric. Se uita mama tot timpul la Tezaur Folcloric, chiar eu știam că vine Calul Alb și era o temă muzicală, mi-a rămas în memorie și n-am cum să uit, iar a doua de la tata, cu treceți batalioane române Carpați. Și atunci, imnul ADN are pe o parte de început mai liniștită tema muzicală de la Tezaur Folcloric și apoi pe cea de la cu treceți batalioane române Carpații. Deci am crescut cu spiritul ăsta de dragoste de țară și eu fiind născut pe 23 decembrie... uite ca să vedeți. Revoluția m-a prins cu tatăl plecat la unitate să păzească, din ce mi-a spus ulterior, podul de la Cernavodă cu navele militare, pentru că se anunța că va fi aruncat în aer. Câți ani aveați la Revoluția? 11, clasa a 5-a. Clasa a 5-a. Da. Da. Și mama, nu exista an să nu avem invitați de ziua mea, să nu vină, că trebuia să vină și Moș Gerilă, cum era atunci, când nu era Moș Crăciun. Și aveam tortul pregătit, dar nu venea nimeni, pentru că în Brăila chiar s-a tras în zilele acelea. Și am chemat doar doi vecini de la etajul 3, noi stăteam la etajul 4 și am... Sărbătorit. Da, cumva am tăiat tortul, dar m-a marcat, înainte să plece tata, mama i-a împletit o banderolă de pus la mână cu tricolorul. Și asta mi s-a părut... ceva... Da, foarte profund și chiar m-a marcat. Deci am crescut cu dragoste de țară și cu...
sentimentul responsabilității, datoriei față de înaintași, respectului față de înaintași și datoriei față de cei care vin după noi. Și cam despre asta e vorba și în toată cariera mea politică. Și luările mele de cuvânt din Parlamentul European au fost tot timpul, au avut acest fir roșu. Și ce am făcut în politică a fost în această zonă tot timpul. Și dacă rețin corect, chiar v-ați implicat în lupta aceasta pentru o justiție corectă, nu? Era normal. Foarte multe, da. Nu vă cunosc îndeaproape proiectele, dar putem vorbi așa succesiv câte puțin. Am avut câteva reușite în Parlamentul European și... Oricând mă întreabă cineva, bun, și ai fost în Parlament, e întrebarea clasică. Și ce ai făcut acolo? Eu întotdeauna am răspunsul, sunt liniștit. Întotdeauna îmi pun realizările pentru că întrebarea este corectă. În momentul în care reprezinți, candidezi pe o funcție și primești voturi, trebuie să răspunzi oricând, la orice oră din zi și din noapte, la întrebarea ce faci de voturile respective. De ce te duci acolo? Nu mă deranjează întrebarea, dar eu sunt liniștit că am răspunsurile. Aveți răspunsuri. Și m-aș bucura foarte mult să reușiți să intrați în Parlamentul Național, ca să puteți să reprezentați interesele celor care vă trimit acolo. Știți, așa, pe sufletul lor și să răspundeți la nevoile oamenilor. Liceul l-ați făcut tot în Brăila? Liceul în Brăila, facultatea la Iași. Deci și am rămas la Iași. Și v-ați dus la Iași. Și acolo locuiți și astăzi? Da. Foarte ciudat. Toți colegii mei din Brăila s-au dus în București. Da. Absolut toți. Pentru că era mai aproape, pentru că e capitala, pentru că oportunitățile întotdeauna sunt mai multe în București. Eu nu pot să vă explic de ce mi-am dorit întotdeauna să ajung în Iași. Din cărțile pe care le-am citit, m-am îndrăgostit de un oraș pe care nu-l văzusem niciodată. Nu călătorisem în Iași până atunci. Dar aveam o fixație că eu trebuie să fiu student în Iași. Da, și a terminat până n-am ajuns la Iași. Da, facultatea, ce facultate ați terminat? De economie și administrarea afacerilor pe relații internaționale. Asta v-ați dorit? Sau v-ați urmat vreun vis din copilărie în momentul în care ați hotărât să mergeți către această facultate sau pur și simplu ați considerat că acolo vă potriviți? V-ați gândit vreodată? Mi-a plăcut zona asta de relații internaționale și, de viitor? Și mi-a dat Dumnezeu până la urmă să lucrez pe extern foarte mult. 10 ani la Bruxelles am avut parte de relații externe la cel mai înalt nivel european. Și sunt foarte recunoscător pentru asta, dar la momentul acela eu mă visam lucrând într-o multinațională, având colegi din toată lumea, într-un mediu cosmopolit, deschis. Practic, ideea de deschidere, de contact cu lumea asta largă mă fascina mai mult decât... alte domenii ale economiei la fel de frumoase, dar pe mine zona de marketing mă atrăgea și mai mult zona de relații internaționale și m-am dus. Nu v-am întrebat întâmplător, mă gândeam că poate vreți să urmați cariera tatălui dumneavoastră. Nu v-a atras zona aceasta? Eu am văzut ce înseamnă, de mic am văzut ce înseamnă viață de militar. Sacrificii, disciplină, o rigurozitate cumva exagerată din punctul meu de vedere, atât pentru el cât și pentru întreaga familie. Și nu mi-am dorit, sau poate n-am luat nicio secundă în calcul, nu pentru că nu respectam ce face tatăl meu, eram fascinat de ce făcea tatăl meu. De-aia și stăteam toată ziua prin unitățile militare. Dar nu aveam acea trăire. Nu eram făcut pentru uniforma militară. Dar fratele? Nu, nici el nu a urmat. Fratele meu a moștenit de la tatăl meu talentul artistic. Așa. Tatăl meu pictează în timpul liber și sculptează. Și, uite ce pasiuni frumoase. Și aceste calități au fost preluate doar de fratele meu. Nu mă puneți să desenez pentru că ar fi un dezastru. Fetele noastre, în schimb,
desenează foarte bine. Deci cumva m-au sărit pe mine. De la bunic la nepoate. Da, se întâmplă. Dar eu n-am moștenit aceste calități. Fratele meu, în schimb, este un artist desăvârșit din toate punctele de vedere. Tot în Iași locuiește? A rămas tot în Iași? Sau? Acum este în Iași pentru că mă ajută pe mine, dar cu familia este în Suedia. Deci a plecat din țară. A plecat din țară, dar eu sper să se întoarcă în țară. Cum sper ca toți românii la un moment dat să simtă că în România lucrurile merg într-o direcție mai bună, să recapete încrederea în viitorul acestei țări și să revină. Pentru că atât timp cât am lucrat în Parlamentul European, am construit un proiect care se numea România demnă în Europa. Și am lucrat cu asociații ale românilor de prin toate țările din Europa. Și am discutat ce probleme au, ce soluții s-ar putea găsi, cum am putea să fim demni oriunde ne-am duce în Europa, pentru că astăzi drepturile românilor în Spania, Italia, Germania nu sunt respectate de cele mai multe ori. E o foarte mare problemă. Dar toți îmi spuneau că s-ar întoarce mâine în România dacă ar găsi normalitatea cu care s-au obișnuit în țările respective. Nu vor lux, nu vor să... Sunt conștienți că nu o să curgă lapte, miere, nu umblă câinii cu covrigi în coadă de mâine în România. Vor normalitate. S-au obișnuit ca relația cu statul, relația cu instituțiile publice, serviciile publice, să fie de o anumită factură, de să fie tratați cu respect de cel de la primărie, să vină autobuzul la timp, să școala să fie... Să salute polițistul pe stradă. Școala să aibă condiții decente pentru educația copilului. Spitalul să arate într-un anumit fel. Lucru pe care, din păcate, astăzi nu le găsesc în România, dar dacă acest minim necesar de viață decentă s-ar regăsi și în România, ar veni mâine. Probabil ar trebui să treacă foarte mulți ani ca să se întâmple asta. Nu foarte mulți. Este... Se pot întâmpla miracole. Este interesant, de ce totuși românii care părăsesc țara noastră, în momentul în care se integrează într-un fel sau altul destul de bine într-o altă țară, acolo respectă toate regulile, se conformează întru totul, iar aici, din păcate, lucrurile nu se întâmplă așa. Am văzut, de fapt, mi s-a confirmat că românii acolo sunt... corecți. Respectă reguli. În trafic nu sunt atât de dezlănțuiți cum se întâmplă în România. Da. Bineînțeles, și englezii sunt destul de răbdători, adică poate ei aveau prioritate de trecere și ei, și la un moment dat consideră că nu e nicio problemă dacă te las pe tine să ai prioritate. Na, în sensul acesta de sunt multe explicații. Frumusețea eleganței. Da. La asta mă refer. Sunt multe explicații. Întreb de ce în România, răspunsul facil este din educație. Iarăși ajungem la educație. Dar nu este așa. Nu pentru este așa. Că de ce spuneți asta? Este vorba despre modelele pe care societatea românească le oferă tinerilor, copiilor și societății în general. Da. Dacă cei de la vârf, ca persoane publice, nu respectă regulile, le ocolesc, le fentează, se descurcă, nu răspund în fața legii, fură, stau o jumătate de an până închisoare și apoi rămân și cu banii și vor carieră politică în continuare. Favorabile. Dacă o lege nu e bună, nu le e favorabilă, o modifică, nu se supun legii. Toate aceste mesaje venite de la cel mai înalt nivel către omul de rând, deci impun, se poate la mine nu. Aceste mesaje impun un anumit comportament. Da. Adică dacă ei nu respectă, eu de ce aș respecta? Sentimentul că îți crezi tu ție un dezavantaj fiind corect. Da. În societatea noastră, dacă ești corect și respecti toate regulile, ai tu un dezavantaj. Îți crezi o problemă. Și atunci, sigur că toți încearcă să ocolească ca să ne adaptăm societății în care trăim. Dacă regula ar fi regulă pentru absolut toată lumea și instituțiile statului ar fi
dure la modul corect, nu exagerat. Pentru că am văzut și abuzuri extremele, care au dus, au pus o lumină neagropată asupra justiției din România, din păcate. Dar dacă polițistul ar fi pur și simplu corect, nu mai mult, nu mai puțin, nu exagerat nici într-o parte, eu nu vreau să mă ierte. Eu nu vreau să mă ierte. Dar nici nu vreau să fac abuz de funcția și de uniforma pe care o are. În momentul acela, lucrurile s-ar îndrepta într-o direcție mult mai bună. Și sigur că după aia putem discuta și de educație și de... Pentru că și aici e un sâmbure de adevăr. Citeam un sondaj de curând cu privire la lupta anticorupție pe latura aceasta și îmi spuneți că fratele dumneavoastră în Suedia. Suedia este printre primele, nu știu că e a doua țară unde corupția nu prea există. Nu prea există. Deci chiar spuneați, pe cum să vină într-un fel, acum vă spun eu, fratele dumneavoastră în România, când acolo știe că instituția este instituție, se duce de pune o cerere online și se răspunde poate a doua, a treia zi și multe alte facilități unde nu se așteaptă 30 de zile sau nu știu câte luni ca să primești un răspuns. Eu am fost, ca europarlamentar, am fost în foarte multe delegații în toată lumea. Chiar în toată lumea, pentru că aveam treburi și mergeam cu colegi din alte țări, nu mergeam doar români, mergeam cu nemți, francezi. Singura țară care efectiv ne-a șocat pe toți a fost Finlanda, apropo de Suedia. Țările nordice sunt ceva aparte, dar acolo de la primul contact cu ei, de la șoferul de taxi care te preia de la aeroport, cum se îmbracă, ce muzică ascultă, cum arată mașina, cum vorbește cu tine. Eu am crezut că am nimerit eu un șofer de taxi special. Dar după aia trebuie să iau alt șofer de taxi, să ajung unde era prima întâlnire și era mai tânăr, dar iarăși deosebit, cu o engleză fluentă. Vă dați seama că ei au investit 10 milioane de euro într-o fabrică în care separau laptele și produsele lactate, scoteau din produsul respectiv tot ce era nociv pentru organism și apoi puneau la loc și trebuia să arate exact la fel, să aibă exact același gust, dar să fie 100% bun pentru organism. Și o colegă din Germania i-a întrebat, bun, dar nu-i mai scump? A, ba da, cu vreo 50% mai scump. Și atunci toți am să... Bun, și cine cumpără? Că are același gust? Arată la fel, nu e nicio diferență, doar că avea o bulinuță verde cu un semn, puneau un semn acolo. Și pentru că în Europa nu puteau să vândă, că nu vindeau în România, că n-am fi cumpărat noi poate, dar nu puteau să vândă nici în Germania. Și explicația a fost că ei, copiii, încă din școală, când primesc masa la școală, li se face și educație alimentară. Li se spune ce să mănânce, ce e bun, ce nu e bun, cum să combine mâncarea, ca să fie sănătoși, să crească responsabil, sănătoși, să aibă grijă de ei. Și atunci ei dau cu 50% mai mult pentru un produs care este 100% sănătos pentru ei decât să cumpere unul mai ieftin care nu este sănătos. Dar n-ar putea să vândă în Europa. N-ar putea să vândă în Europa, dar faptul că acolo... s-au impus anumite, că într-un fel s-au dus în reguli, reguli în alimentație, reguli în educație juridică, în educație financiară. Se fac lucrurile acestea, vedeți, se investește efectiv în dezvoltarea pentru viață, dezvoltarea personală a omului. Da, de la este altă lume. Vorbeați de corupție. Da. Noi ne-am dus pe... Eu am făcut parte din comisiile acestea speciale de anchetă în Parlamentul European pe zona asta de corupție, de spălarea banilor. E o zonă care m-a interesat foarte mult. Am și avut o inițiativă în Parlament, poate o să discutăm altă dată și despre ea, despre confiscarea averilor ilicite. Am creat un mecanism european. Importantă tema. Nu era, eu nu mi-am dat seama. Adică am fost surprins să văd că nu există un mecanism de colaborare la nivel european pe acest subiect. Acum există. Și
discutam cu toți ceilalți despre numirea procurorului general. Și sigur că și la ei se numea politic ca și la noi. Și întrebarea unor colegi din țări mai avansate, mai civilizate, mai... Păi bun, și dacă îl numiți, nu-l numiți politic? Ba da, îl numim politic. Păi și dacă îl numiți politic, nu-i controlează doar pe ceilalți? La care persoana cu care... Jignită. Nu înțelegea întrebarea. Vedeți. Cum adică să-i controleze doar pe ceilalți? Da. Păi dacă e pus de partidul X care e la guvernare, nu o să controleze partidul X, o să controleze doar pe cei din opoziție. Spuneam, mă scuzați, dar așa ceva nici nu ne-a trecut prin cap. Vedeți. El este acolo, este responsabil și a asumat că face... Deci nu există așa ceva. Ar fi o rușine totală pentru el. A ieșit din viața publică pentru totdeauna. Da, da. De, că mie mi se părea ceva normal să facă jocul unui partid politic, să spunem că la noi democrația e la început, instituțiile încă nu s-au maturizat, dar erau șocați nemții, erau șocați francezii. Și atunci spuneți-mi, cum putem noi să credem că peste 5, câți ani ar trebui să ajungem și noi la acel nivel? 10, 20, 30, câți ani ar trebui să mai aștepte România? Pentru că ar trebui să luăm, probabil, știți, o generație de la rădăcină, care să fie crescută într-un spirit de genul acesta. Altfel, vedeți, se mai poate și așa, fentarea deja e... Eu cred că lucrurile sunt câțiva factori care trebuie să se cumuleze în același timp, mai să se sincronizeze. Impune... Dacă am avea votul obligatoriu, dacă am avea, automat am avea o altă clasă politică, de o altă calitate, automat s-ar crea alt fel de legi. De genul, zic restricții așa pe înțelesul tuturor, atâta timp cât președintele României are voie să candideze doar de două ori consecutiv, de ce oare trebuie o anumită persoană să stea o viață în Parlament? Din punctul meu de vedere, deci, aș merge pe acest caracter consecutiv, da? Mm-hmm. Dacă tu demonstrezi că ești un om vertical, poți mai candidezi după ceva vreme. Dar nu așa consecutiv. Lasă posibilitatea ca să reînnoim, să împrospătăm clasa politică. Eu parcă așa aș vedea. Eu știu că s-a și votat prin referendum. Dacă s-ar schimba tot sistemul ăsta legislativ care ține de funcționarea partidelor politice și de finanțarea partidelor politice și mai ales de procesul electoral, atunci am avea o asanare evidentă a clasei politice. O schimbare radicală și o îmbunătățire a actului legislativ, a actului de administrație publică și automat mesajul de sus către societate în general ar fi unul pozitiv. Regulile după care am funcționa ar fi mult mai sănătoase, mai corecte. Și atunci lucrurile s-ar schimba în mod natural. Eu cred că una dintre marile probleme este aici, nu singura, să demonizăm doar clasa politică n-ar fi suficient. Adică ar fi exagerat. Știu, dar... Dar este o problemă foarte mare aceasta. Foarte importantă. Să revenim puțin iarăși în tinerețea dumneavoastră și vreau să vă întreb, unde ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? E tot din Iași sau din altă zona țării? Am senzația că îmi știți viața. Și întâmplător nu știu. Atunci, intuitiv... Nu am prea citit. Intuitiv, puneți întrebarea fix acolo unde... S-au întâmplat lucruri... Da. Aici probabil este farmecul moderatorului, nu? Sau care conștientizează ocursivitatea. Deci pe Cătălina, că noi suntem Cătălin și Cătălina... Ce frumos, da. Și în toată perioada facultății ni se spunea Luceafărul de la Iași când mergeam prin țară. Da. Ce frumos, da. Am cunoscut-o la alegerile... Eu am ajuns la facultate la Iași și am început să... Eram foarte mulți studenți într-un an, nu știu, cred că vreo 2000. Da. Mulți, într-un singur an. Și m-am apucat să-i cunosc pe ceilalți. Nu știam pe nimeni în Iași, vedeam de la Brăila și să-mi fac de lucru la facultate, îi adunam să vedem ce probleme sunt în an, cum ne putem organiza, ce putem să facem. Da. Mai degrabă să socializez, să-mi fac prieteni. Da. Dar și pornirea asta pe care o am și azi, de a nu sta deoparte, de a mă implica, de a face lucruri. Și erau alegeri pentru Consiliul Profesoral. Studenții din fiecare an aveau reprezentanți în Consiliul Profesoral.
și m-am dus și eu să candidez, că deja știam câteva persoane și candida și ea. Ea fiind ieșancă. Și când s-a dus cu buletinul de vot, cu bilețelul, să pun acolo în urnă sau ce era, eu mi-am dat seama că va câștiga ea, pentru că fiind din ea și avea grupa de partea ei, avea mai multe voturi în sală, dar am spus, măcar dacă pierd, s-o scot la o cafea, că la un suc, pentru că mi-a plăcut de ea de atunci. Și îi spun așa, și te-ai votat, nu știam cum să intru în discuție. Cum să o cuceriți? Cum să... Trebuie să-i spuneți, eu v-am votat, eu te-am votat. Cum să încep un dialog. Da, da. Și am spune, nu, te-am votat pe tine. Vai, vedeți? V-a luat înainte. Dar n-avea logică, pentru că ea avea sala de partea ei. Deci ea, ea câștiga. Da, da. Dacă ar fi candidat, ar fi câștigat. Dar a vorbit cu colegii ei să mă voteze pe mine, că i s-a părut că eu am vorbit mai bine și că aș putea să fac acolo treabă mai bună decât a făcut ea. Deci m-a susținut încă de, dinainte de a fi împreună. Și de atunci mă tot susține. Și v-a susținut așa de bine, v-a susținut unul pe altul, astfel încât aveți, câte fete aveți? Avem trei fetițe. Trei fetițe. Născute odată, triplete. Va, oh, trei, am spus trei, obișnuită cu gemeni. Da. Ce interesant. Teodora, Victoria și Alexandra. Vai, ce drăguț. Și aici este o poveste interesantă. După trei sarcini, după trei sarcini pierdute, fix în ziua în care eu am împlinit 33 de ani, dar fix în ziua aceea, am mers la nașa noastră care e medic ginecolog să vedem ce face acel unu, că știam că e însărcinată Cătălina, dar că e unul singur. Da. Și eu am aflat așa, eu auzeam că, eu am stat pe hol și auzeam că vorbeau în cabinet acolo de trei, de... Dar eu mă gândeam că îi spune că vor fi gemeni data viitoare și atunci o să fie trei, pentru că noi ne doream gemeni. Și a ieșit nașa și m-a chemat înăuntru și mi-a arătat monitorul. Da. Și îmi spune, ce vezi? Vedeam trei puncte, dar... Da, nu înțelegeați prea multe. Am spus, eu văd trei puncte, am făcut legătura și spun, e ceea ce cred eu? Și mi-a spus, da, este fix ceea ce crezi tu, dar nu-i bine. Și am spus, nașa, cum să nu fie bine? Da. Sunt trei bine, nu înțeleg cum des trei, dar... Da. Păi nu, că e sarcină cu risc, că ar putea să fie probleme. Eu mă uitam la Cătălina, Cătălina se uita la mine și i-am spus, eu fac ce zice mama, că eu, din momentul ăsta eu sunt doar de sprijin. Pe perioada sarcinii pot să ajut, dar mai mult de atât. Și am decis să-i păstrăm pe toți trei. S-au născut în Belgia pentru că acolo am găsit un medic ginecolog care ne-a inspirat încredere și avea experiență pe sarcinile de gemeni și tripleți. Și a fost foarte bine că am fost acolo, pentru că s-au născut cu prematuritate severă. Aveau, cred că, 800 de grame. Fiecare au stat 11 săptămâni. 11 săptămâni au stat în spital, dar sunt perfect normale. Câți ani au acum fetele? 8 ani. 8 ani, mulți înainte. Vai. Mulțumim și, mult. Și cum seamănă cu dumneavoastră, cu mama? Cum s-au împărțit? Am tot încercat. Între ele, am tot încercat să le încadrăm. Uite, n-am văzut. Știți ce este ciudat? Două sunt, Teodora și Alexandra, sunt din același embrion care s-a divizat. Deci, practic, în spital erau identici. Da. Acum, toți spun că una seamănă cu Cătălina, alta seamănă cu mine, deși practic ele sunt identice. Da, da, da. Dar probabil au ele mimica feței, ceva, expresivitatea, da, nu-mi dau seama. Diferențiază, da. Dar tot timpul s-a căutat să fie atribuite ba unuia, ba altora. Ideea este, ba altuia. Ideea este că nici astăzi nu putem spune că vreuna dintre ele seamănă mai mult cu unul sau cu altul. Probabil nici Victoria, nici Teodora, nici Alexandru. Probabil semănați și dumneavoastră cu soția, aveți, nu? După atâția ani, e posibil, da. Se spune că nimeni nu e întâmplător. Dar cum e să fii tată de trei fete, uite, cu soția patru? Deja sunteți, vorbim de patru fete, uite.
mai... Cum este? Sunteți în inferioritate, clar. Dimpotrivă, sunt un răsfățat. Deci da. mai multă dragoste și mai da. Mult sprijin și mai multă susținere, de atât mai binecuvântat, de atât nu puteam să fiu. Să fiți, da. Oricât de grea ar fi politica și am trecut printr-o perioadă da. Foarte grea, întotdeauna am ajuns acasă și totul se ștergea. Ați uitat tot. Și mă încărcam 100%. Veneam după aia iar în București, o luam de la capăt, ajungeam în weekend, mă încărcam. Spuneți-mi, e spectaculos. Mai avem așa aproximativ 10 minute. Spuneți-mi, părinții dumneavoastră și bunicii, de fapt bunicii din partea mamei și a tatălui, ce au spus când au auzit că o să aibă, că aveți trei fetițe? Se vor naște trei fetițe. A fost un șoc pentru toată lumea. Deci n-aveți moștenire nu, gene, ceva? Nu, nu, pur și nu. Simplu. Da. Pur și incredibil simplu. Ce spuneți. Da. Nu există gemeni nici pe linia mea, nici pe cea a Cătălinei. A fost șoc pentru toată lumea, bucurie, dar și îngrijorare în același timp, pentru că o sarcină cu trei nu e simplă. Nu știu cum a rezistat soția, dar foarte e curajoasă. O eroină. E foarte asta curajoasă și da. Puternică, în sensul că până în ziua în care s-a dus la spital, se plimba, umbla, mergea, vizita, n-a stat o secundă în casă, la pat. Vedeți ce înseamnă viața și ce surprize frumoase și, de fapt, nu surpriză, că e o normalitate. Și Dumnezeu, v-a simțit vreodată iubit de Dumnezeu? Cum sunt? Știți, se spune că mulți oameni au noroc în viață sau sunt iubiți de Dumnezeu? Bine, și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Eu cred că toți suntem iubiți de Dumnezeu, cam numai că ne sau nu știm să iubim pe Dumnezeu de multe ori. Nu știm să acceptăm, ce ne aduce viața și da. Să acceptăm că totul are un sens. Totul este face parte dintr-un plan dincolo de noi. Da. Și că tot ceea ce ni se întâmplă, chiar și rău, e spre binele nostru într-un final. Probabil cu cât trecem prin viață și acumulăm experiență, acumulăm dezamăgiri, deziluzii, ajungem să concluzionăm într-un final că de fapt a fost pe binele nostru și că oricât de rău a fost în perioada respectivă, Dumnezeu ne-a iubit că ne-a dat ce ne-a dat, pentru că uite, suntem mult mai bine, suntem mult mai uniți, mult mai fericiți, am ajuns într-un loc mai bun. Aveți dreptate. Și eu de multe ori când nu s-a concretizat ceva ce-mi doream foarte mult, imediat m-am împăcat cu gândul că probabil așa a vrut Dumnezeu să mă protejeze. Și am mers mai departe foarte și au venit ușor. Și lucruri mai și bune. Chiar, am sesizat după aceea că de asta sunt și un om foarte, cred, și când plec de acasă, nu știu, am așa un spirit și pozitiv și încrederea că mă protejează Dumnezeu. Ne lipsește această înțelepciune, mie sau mie cel puțin mi-a lipsit în prima parte a vieții, ca să zic așa, această acceptare. Pentru că tot timpul am avut sentimentul că meritam mai mult, că trebuia să se întâmple, că meritam să se întâmple, că mi se cuvenea. Erai mai tineri, probabil, acum avem maturitatea. N-aveam răbdare, trebuia atunci, trebuia cum voiam eu, pentru că eu știam mai bine. Și Dumnezeu mi l-a pus așa într-o ordine în care, la final, mi-a dat de înțeles că lucrurile se întâmplă, dar se întâmplă în ritmul și la momentul potrivit. Ce zodie sunteți? Capricorn. Capricorn. 23 decembrie. Așa că a spus, 23 decembrie. Da. Mai aveți puțin și, uite, o să sărbătoriți ziua de naștere. Spuneți-mi, revenind, mergând puțin mai departe, vă spuneam că stăm destul de prost cu timpul, spuneți-mi ce lipsește generației de astăzi? Atitudine. Primul meu discurs în politică a fost despre atitudinea care creează viitorul. Foarte frumos spus. Eram pregătit să iau cuvântul. Era o întâlnire în care se alegea conducerea organizației de tineret la momentul respectiv la municipiu. Da. Fusesem anunțat, ca și era pe atunci, că voi fi vicepreședinte cu condiția să nu deschid gura, să stau cu minte, pentru că nu mă știa nimeni. Da.
incredibil. Eu venind din mișcarea studențească, implicat, am spus, bine, hai că o fac și pe asta, dar stând în sală și văzând că nu mai lua nimeni cuvântul, n-am putut. M-am înscris și eu la cuvânt și n-aveam un discurs pregătit, dar mergând spre sala unde aveau loc alegerile, am văzut o reclamă la o firmă de țigări, schimbau atunci pachetul și vorbea, chiar așa era mesajul, atitudinea schimbă viitorul. Și am spus, despre asta trebuie să vorbesc, sunt tineri în sală, și am vorbit despre atitudine, despre nevoia de implicare, despre suflu nou, despre responsabilitatea celor tineri. Nu m-a aplaudat nimeni în sală. Au rămas uimiți de nu erau obișnuiți cu astfel de discurs. Incredibil. Cei care făceau la momentul respectiv politică, tinerii, nu știau decât să asculte obedienți de șefi, de cei mai în vârstă și să-și aștepte umili, docili momentul. Că va veni cândva și vremea lor. Un astfel de discurs i-a luat prin surprindere. Dar și pe mine reacția lor m-a luat prin surprindere și a fost un mare avertisment. Dar și o provocare. Din momentul ăla am spus, am nimerit fix unde trebuie, aici trebuia să ajung. Da. Mă gândeam acum, uite, făcând încă un pas la partidul pe care l-ați înființat și mă gândesc acum, povestind și ascultându-vă, uite ce viziune și ce deschidere către normalitate, fără să vă fac eu, cum se spune, propagandă sau ceva. Mulțumesc mult! Cunoscându-vă acum, pentru că e prima dată când ne-am văzut acum în emisiune și îmi doresc astfel de lucruri să se întâmple în politica românească. Câteodată m-am întrebat, oare ar fi nevoie educație politică în licee, în școală, educație juridică, avem mare nevoie. Un alt invitat mi-a spus, nu cred că e nevoie de educație politică atâta timp cât ar putea să vină prin implicare, adică spiritul civic să se nască și tu să te implici. Pe de altă parte, observând ce se întâmplă în școli, copiii erau deschiși către educație foarte politică. Deschiși. Și atunci, probabil, n-ar este ajuta, nevoie nu? ca de aer, încă de la vârste fragede, să învețe despre, să aibă educație civică, chiar și educație financiară, să înțeleagă cum să-și gestioneze bănuții, ce înseamnă să contribui, ce ți se întoarce dacă tu dai bani la bugetul de stat, de ce plătim, ce înseamnă salariul, de ce merg, copilul ar trebui să știe, de ce merg părinții la muncă, de ce nu stau să se joace cu ei toată ziua. Pentru că el am tot spus, pentru că tot ce se întâmplă în jurul nostru costă bani și banii ăștia nu cad din cer, noi muncim pentru ei și o muncă, uite, venim seara, târziu, pentru că muncim și altfel nu ne-am permite. Poate că ar trebui să le explic altfel, pentru că au venit în Parlamentul European odată în vizită și i-a întrebat o doamnă de acolo, păi și ce face tatăl vostru aici? La care una dintre ele face bani. Am înțeles foarte bine. Da, au sărit partea cu Parlamentul, cu legile, cu regulile. Da. Pentru el era important că și mama și tata muncesc și fac bani. Da. Dar educație financiară, educație civică, să înțeleagă cine conduce orașul, cum sunt aleși cei care conduc orașul, cum ajung acolo, cum e construită lumea asta pentru care noi îi pregătim. Noi nu le explicăm în ce lume vor ajunge să trăiască. Și normal că învață târziu și învață într-un mod dureros. Se lovesc de tot felul de probleme și atunci înțeleg lucruri. Ar trebui să învețe din timp. Vedeți de ce e necesar că acum, într-adevăr, s-au făcut un pas și am înțeles că s-a introdus în curicula școlară, probabil, aceste opționale, nu sunt obligatorii. Dar ce te faci când una e să predea un profesor pur și simplu sau atunci când nu apelezi la specialiști, cei care pot să-ți explice pe înțelesul tău sau, cum mă uite și închei aici că e deja trecut timpul, Constituția României, eu n-aș dau la o parte, doar să le vorbesc, le-aș pune pe bancă Constituția României, legea supremă, acolo găsești totul foarte... Copiii erau atât de încântați când vedeau Constituția, le-o prezentam și am sesizat că oamenii ăștia care sunt acolo sus ar trebui să mai coboare și prin școli și prin multe categoric instituții și să vadă concret ce se întâmplă. Categoric. Închei prin a vă mai spune o foarte scurtă povestioară. M-a sunat acum 2 ani, fetele aveau 6 ani, Cătălina să-mi spune, să mă întrebe, poți să ne organizezi o audiență la
Consiliul Județean, la președinte, zic, ok, sigur, dar ce s-a întâmplat? Noi avem o grădiniță și școală a noastră, avem și o afacere în domeniul educației, no, Montessori, deci v-ați dus exact pentru pe ele, nevoie. Pentru că voia Montessori și deja noi aveam jumătate de grupă. Pentru ele am înființat și grădiniță și școală. Și singura autorizată din ea și e și aici o poveste cu altă ocazie. Și se pare că sunt foarte multe povești de spus. Vedeți că nu ne ajunge nici măcar o zi, nu ne-ar ajunge, dar păi o oră. Și eu îi zic, bun, Cătălina, dar ai vreo problemă de rezolvat? Nu, eu copiii. Au 6 ani, ce treabă au ei cu Consiliul Județean? Nu le plac biscuiții de la cornul și laptele. Nici laptele nu-i bun, dar o problemă mare cu biscuiții. Și vor să facă reclamație, că au întrebat ei, dar de unde vin biscuiții ăștia? De la Consiliul Județean. Păi vrem să mergem să vorbim cu cei de la Consiliul Județean. Vedeți? Și le-am făcut, au făcut o scrisoare, dar a fost inițiativa lor. Deci avem nevoie să le dăm mai multă încredere, da, să-i responsabilizăm mai mult pe cei mici, că sunt, efectiv, sunt de aur. Noi nu știm să-i prețuim. Spuneți-mi, domnule Ivan, ce planuri aveți de viitor? Așa, pe termen scurt, termen lung? Am aflat că veți candida, e adevărat, acum. Eu am intrat în politică să rămân în politică. Da. Și să fac politică așa cum m-au învățat părinții, da, așa cum cred eu că ar trebui să facă politică, și pentru că îmi doresc, dar mai mult decât atât, pentru că am o responsabilitate imensă față de cei 3 copii de acasă. Da, da. Nu știu dacă vor rămâne în țară sau nu. Viața le va oferi tot felul de oportunități. Vor decide. N-am cum să le îngrădesc acest drept. Dar datoria mea ca părinte este să mă asigur că ele se pot realiza, se pot împlini profesional, personal, în România. Că această țară, copiilor de astăzi, adulților de mâine, le va oferi toate șansele din lume să se realizeze aici. Dacă vor pleca, să plece pentru că e o decizie a lor, nu pentru că îi gonim noi. Am înțeles. Și uite, întorcându-ne iarăși în copilărie, vreau să... De fapt, nu în copilărie neapărat, întorcându-ne în povestea de viață, cum este mama? Ce reprezintă mama pentru dumneavoastră? Că, uite, n-am adus-o prea mult în discuție, am vorbit mai mult de tata. Mama a fost permanent un sprijin pentru tatăl meu, care era militarul de carieră, și un sprijin pentru noi. Totdeauna am simțit-o acolo când am avut nevoie. Era și este și astăzi sprijinul acela tăcut care apare doar când ai nevoie. Și aici e o mare problemă, că ne facem prea puțin timp să ne vizităm părinții, să stăm cu ei, să ne bucurăm de ei cât sunt. Dar a fost stâlpul familiei. Întotdeauna și acum este. Da, da. Dacă ar fi să vă faceți un autoportret, ce ați putea să spuneți cu privire la persoana dumneavoastră? La momentul acesta aș putea spune că sunt un fel de naiv în politică. Eu cred în lucruri în care cred prea puțin și de multe ori pare că sunt luat prin surprindere de cinismul unora, de oportunismul altora, dar nu sunt deloc luat prin surprindere. Pur și simplu consider că sunt accidente de moment, planul fiind mult mai amplu și drumul mult mai lung decât atât. Și trec peste ele, pur și simplu le ignor. Această formă de naivitate pozitivă este de fapt o încăpățânare. O încăpățânare de a nu renunța la principii, de a nu renunța la valori, de a nu mă lăsa schimbat de funcțiile pe care le-am ocupat de-a lungul timpului și pe care, Doamne ajută, le voi ocupa în viitor, pentru că mult mai importantă este urma pe care o lași prin viață. Toți lăsăm prin această viață o urmă după noi. E important cât de adâncă este această urmă pe care o lăsăm și cât de mult influențează viețile celorlalți.